Să iubiți pe străin, spune Domnul în legea lui Moise. Să iubiți pe străin, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat. Când te-am văzut noi bolnav sau în și am venit pe la tine. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte nensemnați. Frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Cine sunt acești frați neînsemnați? Cine sunt acești străini și goi, frați neînsemnați pe care putem să întâlnim în calea noastră, străini și goi să întâlnim și să nu știm că noi facem niște lucruri unora din acești foarte neînsemnați frați ai Domnului. Străini și goi, străini și goi, goi, goi de o prezentare. Goi de calificări, goi de recomandări, străini și goi de un curriculum formativ sau de studiu al unui om. Spune Domnul: Să, să nu căutați la fața oamenilor, în judecățile voastre, să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare, să nu vă temeți de nimeni că Dumnezeu cel care face dreptate. Este cel care face dreptate. Și gând veți găsi o pricină prea grea, să o aduceți în înaintea mea să o aud. S-ar putea să găsim o pricină prea grea. S-ar putea să fim mari, însemnați, oameni cu studii, cu recomandări și să găsim o pricină prea grea. Domnul spune: aduceți-o, aduceți-o la mine. Dar ce pricină am putea găsi? Am putea găsi o pricină că un om păcătos în aparență, la înfățișare, ca și orbu, ca și femeia păcătoasă, ar putea să ne spună ceva, spune Domnul. S-ar putea să vină un vestitor, un vestitor, îți trimit un vestitor de vești bune, s-ar putea să spună cineva ceva, dar la înfățișare să fie un om nesemnat. S-ar putea un om să ne comunice, să ne spună ceva, și noi să-l măsurăm, să-l considerăm neînsemnat, pentru că gol de recomandări, gol de studii formative la înfățișare străin și neînsemnat pentru noi. Domnul spune: Nu măsurați. Nu măsurați. Nu judecați ca să nu fiți judecați, că cu ce judecată judecați veți, veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura. S-ar putea. S-ar putea să fie o situație în care să vedem o femeie sau un bărbat străini și gui, gui de recomandări care să ne spună ceva, spune Domnul, în femeia păcătoasă. Femeia păcătoasă stătea lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să îi stropească picioarele cu lacrimele ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când au văzut lucrul acesta fariseii, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, căci este o femeie păcătoasă. Fariseul a măsurat, s-a măsurat cu femeia păcătoasă. Da, femeia era păcătoasă. El știa lucrul acesta, dar s-a măsurat. Și s-a văzut mai mare, iar pe femeie păcătoasă. Era, era păcătoasă. Știa și Domnul lucrul acesta. Dar fariseul nu putea ști inima lui, pentru că Domnul îmi spune. Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Dumnezeu cunoaște inimile. Dumnezeu este Duh și cunoaște inimile oamenilor. Dar un om, niciun om, nu poate cunoaște inima altui om decât Duhul omului care este în el și Duhul lui Dumnezeu. Deci noi putem să măsurăm, putem să ne măsurăm, putem să judecăm pe un om pe care nu îl cunoaștem și să spunem, este o păcătoasă, la fel și orbul. La fel și de orb. Cerșea. Știau. Vecinii și cei ce-l mai înainte, ca și cerșetori, ziceau. Nu este acela cel ce cedea și cerșea. Și întrebau din nou. Și din nou farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis. Mi-a mi, fost, mi pus tină pe ochi. M-am spălat și văd. Deci... Fariseii au chemat a doua oară pe omul la care fusese orb și i-a zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un om păcătos. Deci erau întrebări, erau un în continuu întrebări. Ea, păcătoasă, el, păcătos. Deci este o măsurare, pentru că da, oamenii erau orbi, cerșetori, păcătoși, dar spuneau, spuneau, făceau ceva și ei și erau considerați mici, nensemnați, goi, străini, nimeni. Spune Domnul, l-au și dat afară, pentru că era nensemnat, spune Domnul. L-a întrebat, l-a întrebat, Iisus întâlnește pe orbă la templu. Iisus a zis că l-au dat afară. Iisus i-a -a, -a auzit că l-au dat afară. Și când l-a găsit i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu. El a răspuns, Și cine este doamne, ca să cred în El. L-ai văzut, l-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este? Deci, oameni ca și femeia păcătoasă, care era păcătoasă. Ca și cerșetorul orb, care era orb, cerșetor, nesemnat. pot vedea pe Domnul Isus și astăzi, pot vedea, chiar dacă nu au curiculum, chiar dacă sunt goi, nensemnați. Și am putea să, să i auzim vorbind, să i auzim mărturisind despre Domnul Isus că l-au văzut și să judecăm și să spunem de ce o face, de ce vorbește, de ce vorbește pentru că este păcătoasă, nu este nimeni, nu este nimeni și l-au dat afară. El a răspuns, cred Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Isus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi, dacă ați fi orbi. Le-a răspuns Isus: n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Atunci când noi spunem că vedem, deci atunci când măsurăm pe pe un om, că este păcătos, că este mic, îl judecăm în pricina lui, după înfățișare, Domnul spune: Atunci când voi spuneți că vedem, chiar când, pentru că spuneți că vedeți, deci când vedem, noi măsurăm. Când noi spunem că vedem, măsurăm și judecăm. Și Domnul spune: Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Ea a iubit mult păcătoasa. A iubit. Dumnezeu știe, numai Dumnezeu știe Duhul unui om. Dumnezeu știe inima omului, știe inima omului care iubește. Numai Dumnezeu poate ști inima omului care iubește. Omul vede, da, vede un om că este păcătos, că este cerșetor, că este neînsemnat, că este străin, dar nu poate ști, nu poate cunoaște, nu poate cunoaște inima unui om. Dumnezeu este Duh și cunoaște inima oamenilor. De aceea Domnul le cere astăzi nu măsurați, ca să nu fiți măsurați. Ce cere, Domne, Dumnezeu, ce cere Dumnezeu? Căci Domnul, Dumnezeu nostru, să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai înțepiniți gâtul. Căci Domnul Dumnezeu nostru este Dumnezeul, Domnul, Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străini și dă hrană și îmbrăcăminte. Chiar și la un străin dă hrană și îmbrăcăminte. Și acești străini, hrana și îmbrăcămintea Domnului, care o dă Domnul, poate fi exact așa, ca și păcătoasa, ca și orbul. Vederea, vederea să vadă. Pot vedea pe Domnul și ei. Chiar dacă, chiar dacă sunt săraci, chiar dacă sunt nesemnați, goi străini de Domnul. Chiar de Domnul. Oameni care n-au avut niciodată, n-au auzit cuvântul Domnului, dar pot vedea pe Domnul și ei. Care face dreptate rofanului și văduvei, care iubește pe străini și dă hrană și împrăcăminte. Să iubiți pe străini, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Deci, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor. Dumnezeu se uită la inima oamenilor. A Domnului să fie slava în veci. Amin.